Să încep de la acest verset care se află în Isaia, capitolul 11, versetul 1 și 2. Și am să citesc. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Este vorba despre Domnul Iisus. Versetul 2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Amin. Vă rog de la media să-mi puneți poza aia cu menora pe ecran. Mulțumesc. O să încep cum îmi place mie să încep de la început, adică să sap adânc de la începuturi și după aia să merg spre Noul Testament și spre noi revelații. Avem acolo o menoră, o lampă evreiască care era folosită în templu și în cortul lui Moise ca să lumineze. Era acolo întuneric total și ea lumina în templu. Vreau să vă spun că menora asta a fost făcută de mari maestri la specificațiile foarte clare ale lui Dumnezeu. Fiecare detaliu a fost dat de Dumnezeu pentru o simplă lampă, ca și pentru alte obiecte din templu. Și ce vedem la menora asta? În primul rând, are un braț central, trei brațe pe o parte, trei brațe pe altă parte. Vedem de asemenea că are niște lămpi în vârf care luminează. Vedem că are un suport pe care stă și pe fiecare braț are câte trei boboci de floare. Cam astea sunt amănuntele ei. Am să vă vorbesc puțin despre amănuntele ei, că sunt foarte importante. Vedeți, Duhul Domnului spune că este duh de înțelepciune și de pricepere. Observați că fiecare braț are un contrabraț pe partea cealaltă. În mod normal, dacă faci o construcție și te înclini cu ea într-o parte, ea se va înclina și se va dărâma. Întotdeauna trebuie să aduci un echilibru în construcția aceea. Și Dumnezeu a hotărât acest echilibru și a pus la un braț un contrabraț. Și vedem că în versetele acestea ne sunt date toate împleiade de câte două, în echilibru. Înțelepciunea cu priceperea. Duhul de consiliere, de sfat, cu puterea. Și duhul de cunoștință cu frica de Domnul. Cumva se echilibrează una pe alta, cumva se țin una pe alta. Vreau să vă spun din capul locului că menora aceasta, lămpașul ăsta, un simplu lămpaș plin de simbolistică, simbolizează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Rolul lui este să facă lumină, să aducă lumină. Și dacă ne uităm puțin la amănunte, vom constata niște chestii foarte tari. O să vă dau doar câteva amănunte. Pe cele șase brațe, pe fiecare braț sunt câte trei cupe în formă de floare de migdal. Dacă observați, este o ramură cu floare de migdal în vârf, din care pleacă o altă ramură cu floare de migdal, din care pleacă o altă ramură cu floare de migdal și în vârf are lumina. Oare înseamnă chestia asta ceva? Am stat și m-am gândit, Doamne, dar ce legătură are floarea de migdal? Cine ai pus de cireș? Așa e o floare frumoasă, nu? Și am început să butonez netul, ce are migdalul și n-au alte plante. Și știți ce am descoperit? Că migdalul este un pom care înflorește timpuriu, înaintea tuturor celorlalți pomi. Înflorește în luna ianuarie. Zic, wow, cum e imposibil, nu îngheață. Păi nu, că la ei e altă climă acolo. Dar vrea să spună ceva chestia asta? Și mă duc la Ieremia, capitolul, Ieremia 1 cu 11, vă rog să-mi puneți puțin pe ecran ca să mergem mai repede și să nu mai cauți, în care Domnul treabă pe Ieremia, ai două vedenie, și spune Ieremia 1 cu 11. Ce vezi, Ieremio? Și Ieremia spune, văd un toiac din lemn de migdal, i-am răspuns ei. În altă parte zice, văd o floare de migdal. În altă traducere zice, văd un veghetor. De fapt, în original se traduce văd o creangă de migdal sau o creangă veghetoare. Pentru noi nu are mult sens lucrul ăsta, dar pentru evrei are. De ce? Pentru că acest migdal care se trezește la viață înaintea întregii naturi, parcă veghează asupra ei. El este primul care se trezește la viață. Și atunci următorul verset spune, ei, așa veghez eu, spune Domnul, asupra cuvântului meu ca să îl împlinesc.
Deci ce pot să învăț de aici, de la floarea de migdal? Una din promisiunile lui Dumnezeu, că Dumnezeu veghează întotdeauna asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Amin. Și când mă uit la menora asta și văd bobocul ăla de floare de migdal, mă gândesc la lucrurile astea. Wow, Dumnezeu veghetor. Foarte interesant că din bobocul ăla, pune iară menora, te rog, pornește braț, o ramură. Știți ce înseamnă asta? Din boboc ramură, din boboc ramură, noțiunea de rodire. Și vedem în Noul Testament se vorbește despre roada Duhului Sfânt. Dar de ce trei? Și asta a specificat Dumnezeu. Trei boboci, pac, pac, pac. De ce nu doi? De ce nu cinci? Mă duce cu gândul la faptul că unul va aduce roadă pentru împărăția cerului 30%, unul 60% și unul 100%. Poate chiar acolo în vârf unde arde lampa. Ce înțeleg din asta? Că atunci când lampa mea luminează mereu, rodul meu e de 100%. Vedeți, există o simbolistică în toate lucrurile astea, o simbolistică pe care evreii atunci n-au înțeles, au luat-o ad literam, au făcut ce li s-a spus. Dar noi astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu și înțelepciunea pe care Dumnezeu ne dă să înțelegem cuvântul lui, putem să înțelegem mult, mult, mult mai profund lucrurile acestea. Deci, încă o condiție esențială era ca lampa să ardă neîncetat. Și preoții aveau această datorie la templu să nu lasă să se stingă. Întotdeauna să alimenteze cupele acelea cu un de lemn și să nu lase să se stingă flacăra, ea să ardă în continuu. Deci, practic, Duhul lui Dumnezeu, El lucrează în continuu, El luminează în continuu. Întrebarea pe care o încep să-mi o pun mie este, oare de ce nu se vede lumina asta în continuu din mine? Și dacă ne adâncim un mesaj, o să vedeți câte probleme și blocaje apar. Dar hai să o luăm cu începutul. Deci sfeșnicul este unul dintre simbolurile prezenței lui Dumnezeu. Eu spun clar că este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care are rolul de a aduce lumină în templul. Sfeșnicul exprimă de asemenea pictural adevărul că Dumnezeu este izvorul vieții, susținătorul vieții și El veghează asupra împlinirii cuvântului său. Sunt niște concluzii pe care le-am tras din text. Și aici apare noțiunea de Duhul Sfânt. Sfeșnicul simbolizează Duhul Sfânt. Dacă mă duc în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4, vă rog să mă afișați, apare iarăși această simbolistică acolo, Ioan aflându-se în Duhul, Apocalipsa 1 cu 4. Ioan aflându-se în Duhul, vede acolo în lumea lui Dumnezeu 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu sub formă de sfeșnic. Oare este vreo asociere? Mă uit iarăși la versetul de la care am plecat, din Isaia 11. Cele 7 duhuri al lui Dumnezeu, o să ziceți, băi, eu am numărat cam 6. Într-adevăr, brațul central este Duhul Sfânt, celelalte sunt extensiile Duhului Sfânt. Este un termen corect? Hai să nu ne potignim în semantică. Cum te cheamă pe tine? Pe mine mă cheamă Țurlui Sorin Adrian. Da? Sunt aceeași persoană. Mă cheamă și Țurlui, da, mă cheamă și Sorin, mă cheamă și Adrian. Da? Ok? Sunt 3 în 1. Duhul lui Dumnezeu este același Duh de înțelepciune, Duhul lui Dumnezeu este același Duh de pricepere. Și așa mai departe. Deci este vorba despre Duhul lui Dumnezeu, nu sunt 7 duhuri, cum s-a scris acolo, e semantică, este o exprimare, ceea ce omul a înțeles. Este Duhul Sfânt, este arătarea Duhului Sfânt în toată plinătatea Lui. Duhul Sfânt este Duh de înțelepciune și Duh de pricepere. Ne vom uita în mod special la partea aceasta astăzi, pentru că nu o să putem să vorbim într-un mesaj despre toate, și să ne adâncim, să vedem oare putem să învățăm ceva nou, ceva diferit. Cu alte cuvinte, sfeșnicul din Apocalipsa zice că cele 7 duhuri și după aceea vedem sfeșnicul în continuare, dacă ne ducem pe text tot în Apocalipsa, că de fapt este biserica. Aceeași noțiune îi se atribuie bisericii. Și stau și mă gândesc, ăsta e Duhul Sfânt și asta e biserica. Înseamnă că biserica este o arătare, este o exprimare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Înseamnă că dumneata, oricine ești de pe scaun, născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu,
Ești o arătare, ești o exprimare a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu. Ți-ai pus vreodată problema în felul ăsta? Eu numai când m-am adâncit în text, am început. O altă concluzie. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în mine prin nașterea din nou și eu sunt arătarea lui Dumnezeu, înseamnă că în mine sunt toate fațetele Duhului Sfânt. Și înțelepciunea și priceperea, da? Și cunoștința și puterea. Și așa mai departe. Nu m-am gândit niciodată că eu, dintr-o dată, dintr-un păcătos muritor, pot să capăt atâta valoare prin ceea ce Dumnezeu a pus în mine. Atunci iarăși îmi pun o întrebare. Măi, dacă este atâta valoare spirituală în mine, cum de biserica e așa de... Cum ia în zilele noastre? De... Hai să nu-i spunem nici cum. Cum o vedeți dumneavoastră? Se întâmplă ceva aici? Am pierdut noi ceva? Care e problema? Sunt niște blocaje? Mă duc iarăși în cuvântul lui Dumnezeu și în Efeseni 3:10, vă rog să mă afișați Efeseni 3:10, zice că Dumnezeu face un lucru foarte tare. Zice, pune și un verset înainte ca să aibă sens, 3:9. Și se pune lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, rulați mai departe, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acum luăm doar rămurica asta, înțelepciunea, stăm pe ea. Dumnezeu a pus în biserică, prin Duhul Său, înțelepciunea sa nespus de felurită. Doamne! Doamne, unde îi? Sunt de 23-24 de ani în biserică. Și... am văzut prostiile mele, am văzut prostiile fraților mei, așa pretinși și înțelepți. Unde-i, Doamne, înțelepciunea aia nespus de felurită? Cum se manifestă în biserică? Fiindcă am văzut-o, n-am văzut-o totdeauna. Care-i problema? Nu vă puneți întrebări deja. Dacă valorile astea sunt în noi, care este problema? Mai vine și Petru și spune în 1 Petru 1:12, iarăși un verset savuros. 1 Petru 1:12, puneți iarăși. N-am să mai caut ca să mergem mai repede, mulțumesc. Zice, lor, adică nouă bisericii, le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, scuzați, prorocilor, ci pentru voi, biserica, spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au predicat Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer, și atenție, în care chiar îngerii doresc să privească. What? Dom'le, câte lipsă de valoare punem în lucrurile lui Dumnezeu și ce ușor le fușărim. Îngerii lui Dumnezeu vor să privească în Duhul Sfânt. Dar oare de ce vor să privească? Pentru că ei n-au Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este pus în tine, ai toate fațetele Duhului Sfânt în tine, îngerii tânjesc să privească în ceea ce este în tine și eu și cu tine nu folosim ce este în noi. Ființe cerești tânjesc după lucrurile astea și noi zicem, planurile mele de pe pământ. Vedeți ce mici suntem noi oameni. Și ce colosal este Dumnezeu care este în noi. Asta e înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ea este pusă la dispoziția noastră și în noi. Problema este cum să o accesăm, cum să o folosim, cum să o înțelegem. Acum o să încercăm să facem un pic de deosebire între anumite feluri de înțelepciune. De ce? Pentru că Biblia zice să nu te crezi singur înțelept. Cu alte cuvinte, eu pot să mă cred înțelept, dar să nu prea fiu. Și am constatat din cuvântul lui Dumnezeu că sunt mai multe feluri de înțelepciune. Una este înțelepciunea lui Dumnezeu, cea de sus, care este dată prin dar dumnezeiesc, care îi curat, vine de la Dumnezeu Tatăl, Tatăl luminilor, în care nu e nici schimbare, nici umblă de mutare, El face orice ce dar desăvârșit, adică nu-i mai adaugi nimic, e perfect. Și darul desăvârșit care l-ai primit este Duhul Sfânt. Și în cazul acesta, Duh de înțelepciune. Dar există și o înțelepciune a oamenilor despre care vorbește Pavel în Corinteni. Zice, unde-ți vorbăreții veacului acestuia pe care i-a încuiat Dumnezeu, i-a făcut de râs, le-a prostit înțelepciunea? Unde-ți vorbăreții aia? Băieții care se întâlneau totdeauna la aeropac să vorbească ceva nou.
și care n-au primit înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu pe care a dus-o Pavel. Când l-au auzit că vorbește despre învierea morților, au zis, las că despre asta te ascultăm noi altă dată. Înțelepciunea oamenilor nu este același lucru cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, pentru oameni înțelepciunea lui Dumnezeu pare o nebunie. Mesajul crucii pentru oameni este o nebunie. Ce om cu judecată lui poate să gândească, ce a murit unul pe cruce pentru mine și eu să fiu iertat, să merg în cerul, n-are niciun sens, niciun sens. Trebuie să te duci acolo prin credință, să vii la Dumnezeu gol și descoperi prin credință. Înțelepciunea omului nu poate să primească așa ceva și o crede o nebunie. Dar pentru Dumnezeu înțelepciunea oamenilor este o nebunie, pentru că e vai de ea, e tare găunoasă. Și mai este un fel de înțelepciune. Vine bătrânul bisericii din Ierusalim, Iacov, fratele Domnului Iisus, și spune, care dintre voi aveți în inimă pisma amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, pentru că înțelepciunea asta este omenească, firească, drăcească. Aoleo, mai este încă un fel de înțelepciune pe lângă cea omenească. Una drăcească. Și drați și au înțelepciunea lor. Oare cum o fi înțelepciunea asta? Nu ne prea interesează. Dar spune acolo, ai mânie, ai duh de ceartă, care e înțelepciunea drăcească? Când omul își folosește mintea să scornească tot felul de variante prin care să facă rău, ai înțelepciune drăcească deja, nici măcar omenească nu mai este. Deci în seara asta nu ne interesează nici înțelepciunea dracilor, nici a oamenilor, ci înțelepciunea lui Dumnezeu. Pe asta o să încercăm să stăm, să o scormonim, să vedem, oare ne poate da ceva nou? 1 Corinteni 2, de la 7 la 10, zice că este înțelepciunea cea tainică și ținută ascunsă. Wow! Dar oare de ce? Pentru că lucrurile lui Dumnezeu sunt ascunse în sfințenia lui Dumnezeu. Nu le găsești pe toate drumurile. Spune Biblia, nu dați porcilor mărgăritare. E ciudat așa, parcă te și simți jignit. Dar nu despre mine e vorba neapărat. Dar dacă dai unui porc mărgăritarul, ce faci cu el? Da? Dacă îi dai uneia un mărgăritar, știi ce să facă cu el. În cel mai frumos caz îl poartă, dacă nu îl vinde și plătește datorile, își cumpără, trăiește bine. Da? Un porc ce face cu el? Nici nu-i trebuie, îi trebuie altceva. De asta zice, dați adevăratele valori celor care tânjesc după ei. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu este tainică, este ținută ascunsă, nu o găsești pe toate drumurile. Tu trebuie să sapi în sfințenia lui Dumnezeu după orice lucru care vine de la Dumnezeu. Și modul în care tu poți să smulgi din sfințenia acela lui Dumnezeu lucruri pentru inima ta este să te sfințești. Pentru că nu vei intra în prezența lui Dumnezeu un om păcătos. Trebuie mereu să te sfințești, să te pui deoparte înaintea lui. Și să te sfințești, să fugi de păcat în esență, asta înseamnă să te sfințești. Și sunt mai multe feluri prin care fugim de păcat. Deci de asta Dumnezeu și-a ascuns-o, nu ca să râdă de noi. De asta cei mai mulți dintre noi n-avem parte de acea arătare a Duhului din noi, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că ea vine din sfințenia, pe care trebuie să o urmărim. Și voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, voia lui Dumnezeu pentru tine este să te sfințești. Asta e voie sigură. Tot se întreabă, oare care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Asta e voie sigură, să te sfințești ca să poți să intri în părtășie cu Dumnezeu mai mult, mai adânc, mai profund. Asta nu dă greș. Poți să începi cât de repede. Și să trec la următorul lucru. Hai să luăm un personaj din Biblie renumit pentru înțelepciunea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Să ne uităm cum a funcționat el în înțelepciunea asta. Ne ducem la 2 Cronici, capitolul 1. Hai să găsesc și eu dacă este corect, da? Și începem de la versetul 10. Ne uităm la împăratul Solomon. Un om renumit pentru înțelepciunea lui. N-am să stau foarte mult pe text, dar vreau să extragem câteva lucruri. Împăratul acesta ajunge pe tron la o vârstă fragedă. Era adolescent, puțin trecut de adolescență. Frații lui doreau și ei tronul. A fost pus pe tron, a fost încoronat și gândiți-vă același tremur ca și tatăl lui. Un popor fără număr mă ascultă la cea din tâi poruncă și se minuna, wow, cum se poate așa ceva? Și el, tânărul Solomon, în zbaterea aia, în frica aia de necunoscut, în Doamne, ce o să fac? Cum o să conduc poporul ăsta al tău? Avea tot felul de frământări în el. Să nu credeți că cererea lui Solomon în fața lui Dumnezeu bine că el din start a fost înțelept.
Vine din frământări, din frica aia interioară, din freamătul ăla. Și se culcă cu frământările astea și visează un vis în care îi se arată Dumnezeu. Și îl întreabă, ce-mi ceri? Păi stai, Doamne, că am o listă dacă așa se pune problema. Adică să vină Dumnezeu la tine, ce-mi cer? Punctul 19, mai adaug câteva, Doamne, stai puțin. Nu, omul ăsta se gândește, bă, eu trebuie să am o cerere acum dacă Dumnezeu mi s-a arătat una bună de tot, să fiu sigur că mi-o împlinește. Și singura cerere care o găsește bună vine din frica celui care se gândea cum o să mă descurc cu atâția oameni. Și zice, Doamne, hai să și citim cu un versat era frumos, cererea lui Solomon. Zice, dă-mi dar înțelepciune și pricepere. Ați auzit? Ne oprim un pic. Înțelepciune și pricepere. Dar deja ai înțelepciune să ceri. Pentru că înțelepciunea fără pricepere nu poți să o aplici. Înțelepciunea este acea abilitate pe care ți-o dă Dumnezeu să vezi la rădăcina tuturor lucrurilor și priceperea, cealaltă abilitate pe care ți-o dă Dumnezeu este cum să aplici înțelepciunea. De asta sunt în pleiadă de câte două, de asta se țin una pe alta. Și veți vedea în proverbele lui Solomon pe parcurs că cere înțelepciunea, scrie el, și cu ce ai dobândit, caută priceperea. Deci este nevoie de amândouă ca să funcționeze în noi. Și omul ăsta cere înțelepciune și pricepere. De ce? Zice, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor, căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? O cerere foarte pertinentă. Și Dumnezeu, mergem următorul, versetul 11, a zis lui Solomon, fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri 19 puncte, nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașului, nici chiar o viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judești poporul meu pentru care te-am pus să domnești. Versetul 12 zice, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Trebuie să ceri, tata dă, când cer cu o inimă curată și mai face ceva, tata. Îți voi da pe deasupra bogăția, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată nici un împărat înaintea ta și nici nu va mai avea după tine. Și vedem pe Solomon în 2 Cronici, sărim un pic la 6 cu 18, că el începe acolo să facă lucrarea, dacă mergeți prin text până la versetul 6, sunt o grămadă, începe să construiască templu, face strategii, își aranjează oamenii pe fiecare unde trebuie, se vede clar că acolo este înțelepciune. Se vede clar, indiscutabil. Și mai văd undeva înțelepciunea lui Solomon. În locul ăsta, în 2 Cronici 6, începând de la versetul 18, Solomon începe să se roage după ce a făcut templul. Și uitându-mă la rugăciunea lui, îmi dau seama cât e de pertinentă, cât e de plină de înțelepciune. Hai să o parcurgem repede, să vedem ce se roagă omul ăsta. În primul rând este smerit. În 6 cu 18 spune, după ce au făcut tot ce în templul ăla și putea deja să se înfoaie, bine să zică, uite Doamne ce tare sunt, Solomon zice, după toate chestiile astea, dar ce, Doamne, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul de pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Ce e asta? O inimă care știe unde e locul. Aia, numai omul înțelept știe unde e locul, cât e lungul nasului, care e scaunului și unde să stea. Da? Putea de mult să se umfle în pene. Uite, Doamne, ce templu, ce tare! Și continuă rugăciunea. Foarte frumos, dacă ne uităm la versetele 19 și 21, el cere atenția lui Dumnezeu, cere, Doamne, urechea ta să fie mereu la rugăciunile noastre, ochii tăi să fie asupra acestui loc, ți-ai dori atenția lui Dumnezeu mereu în felul acesta, Doamne, ochii tăi să fie la mine, urechile tale să asculte mereu rugăciunile mele. Unii și-ar dori, alții nu. Dacă se uită la Dumnezeu când mă cer cu nu știu cine, dacă mă aude ce spun, Doamne, mai bine nu te uita la mine. Trebuie să întrunești anumite condiții, să ai parte de înțelepciunea lui Dumnezeu și una dintre ele este sfințenia.
Foarte pertinent. Îmi place înțelepciunea cu care se roagă. Versetul 23 spune iarăși, cererea lui Dumnezeu să facă dreptate între potrivnici. Automat omul ăsta știe că o să aibă parte de lupte, de tot felul de fricțiuni și are nevoie ca Dumnezeu să facă pace între ei. Ea nu o să poată niciodată. Ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Uai, numai când ajungi cu oameni și să îi slujești într-un fel, să-i păstorești, să-i consilezi, îți dai seama că ești mâncat. Dacă n-ai înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui să facă pace între ei, cât vrei tu să-i împaci și ei nu vin să se împace la tine, ei vin să-și ceară fiecare dreptatea. Și ei nu vin să audă un sfat bun ca să meargă spre o direcție bună, ei vin la tine ca să te facă un avocat. El să te tragă de partea lui, ea să te tragă de partea ei și cumva te... Hai să o lăsăm baltă. Înțelepciune ca Dumnezeu să facă pace între potrivnici. Versetul 24-25. Cere iertarea păcătosului care se pocăiește. Super pertinentă. Super pertinentă. Versetul 26-31. Nu exclude nenorocirile. Pomenește acolo despre cerul închis, ăla de care ne speriem noi când ne rugăm. Despre ciumă, despre foamete, despre alte urgii care vin peste popor din cauza păcatului poporului. Nu exclude această posibilitate. Asta este cu adevărat înțelepciune. Și zice, dacă poporul se pocăiește, Dumnezeu să ierte. Și încă ceva, să judece cu dreptate, tocmai ca poporul să se teamă de Dumnezeu și să umble în căile lui. Iarăși înțelepciune. Ce ne place nouă să ne pocăim și să ne considerăm iertați? Și gata, totul să intre într-o linie superbă. Ok, Dumnezeu iartă când te pocăiești. Dar ce facem cu urmările păcatului? Care tu l-ai produs? Ce faci cu rănile care le-ai făcut în sufletele celor care i-a rănit prin cearta ta? Ce faci cu, nu știu, cu bombele care le-ai aruncat și au produs stricăciuni? Cererea ta de iertare, așa smerită, repară răul făcut? Nu. Nu, sunt consecințe. Și Solomon în înțelepciune nu înțelege asta. Zice, Doamne, judecă și acolo cu dreptate. Sunt gata să mă asum lucrurile astea. Puh, ce înțelepciune în rugăciune. Versetul 32 zice, se roagă ca și străinul care vine de departe să cunoască pe Domnul, să fie binecuvântat și ca toate popoarele să afle astfel despre Domnul. Altă înțelepciune care vine din inima lui Dumnezeu. Păi de când nu m-am mai rugat eu pentru străini să vină în biserică? Mă rog pentru ai mei, că mă doare de ei, dar pentru străini, pentru oameni care au nevoie de Dumnezeu și îl caută și nu știu unde să meargă. Este asta iar o prioritate pentru mine, pentru lista mea de rugăciune? M-am rugat, nu, de mult. De obicei știți ce am observat? Mă rog pentru ce mă doare. Pentru interesul meu. Și așa pot să-mi verific și inima. Pentru că dacă am inima lui Dumnezeu, mă rog și pentru străinul ăla de pe drumuri care nu știe, plânge, zice, Doamne, dacă existi, unde ești? Nu știu unde să-L caute. Atunci, dacă am inima lui Dumnezeu, mă rog, Doamne, adu-L în casa Ta să Te cunoască. Amin. Și dacă n-am inima lui Dumnezeu, mă rog, Doamne, dă-mi bani, că am de plătit multe facturi. Și Dumnezeu s-ar putea să-și bage un dop într-o ureche, într-o bună zi. Astea și cele mai multe rugăciuni la tronul lui, din păcate. Versetul 34 și 39, apar cereri referitoare la război, ați auzit? Noi când auzim de un război ne tremură inima, ua, să nu vină peste noi, omul ăsta era pertinent. Băi, vor veni și război în lumea asta, vor fi clare. Și zice, vom suferi în războaie. Câți dintre noi se gândesc? Dacă vor fi luați prizonieri și duși într-o țară străină, dacă se pocăiesc și cer iertare, Dumnezeu se ierte și se aducă înapoi în țara lor. Deci clar, uitându-ne la omul ăsta cum se roagă, poți să-ți dai seama că avea înțelepciune să se roage. Și că e darul lui Dumnezeu, arătarea Duhului Sfânt din el. Pentru că întotdeauna când te rogi, Duhul lui Dumnezeu se arată din tine. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă, căci voi nu știți cum trebuie să vă rugați, dar cel ce este în voi, adică Duhul lui Dumnezeu, se roagă pentru voi cu suspine.
negreite, cu patimă, cu patos înaintea lui Dumnezeu. Și de multe ori m-am uimit de rugăciunile mele și de cuvintele care le rostesc când Dumnezeu mi-a pus cuvinte în gură. Și când mi-am auzit ce mă rog, am zis, ăsta nu sunt eu. Clar am știut, ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Deci până și în rugăciune ai nevoie de această arătare a Duhului, care este înțelepciunea și priceperea. Îi crește celebritatea lui fratele Solomon și vine împărăteasa din Seba să vadă înțelepciunea lui, ajunge foarte renumit pentru bogăția lui, pentru înțelepciunea pe care o avea în judecăți, și Hiram, împăratul Tirului, cu care făcea afaceri, lua cedru și așa mai departe, rostește despre el, nu știu dacă o mai găsesc, cred că undeva pe la capitolul 3, o binecuvântare deosebită despre omul ăsta. Hiram a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, care a făcut cerurile și pământul, fiți atenți, că a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care să zidească o casă Domnului și o casă împărătească pentru el. Înțelept, priceput și cu minte. Și ai zice, băi, dar omul ăsta e rupt de-n soare, măi. Băi, dar e rupt de-n soare, mă, cum l-a binecuvântat Domnul, măi. Și paradoxal ajung la un verset care pe mine m-a șocat și m-a scuturat de nu mi-am revenit. Hai să mergem împreună la 1 Împărați, capitolul 11, vă rog să afișați, de la primul verset. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon. Moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, versetul 2, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel, să nu intrați la ele, nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre dumnezeilor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire. A avut de neveste 700 de crese împărătești și 300 de țiitoare. Și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Parcă te dezamăgește tot ce citești aici, în contrast cu ce ai citit până acum. Și iarăși se nasc întrebări în mintea noastră. Doamne, înțelepciunea pe care ai dat-o tu lui Solomon l-a adus aici? Întrebare prostească. Hai să vedem, oare era înțelepciunea lui Dumnezeu acolo? Dacă ne uităm și la alte texte pe care le-a scris Solomon, vom vedea că era și depresiv, că și-a urât lucrarea. O zis că și-a făcut tot ce îi plăcea, grădini, iazuri, și-a luat robi și roabe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Aia e înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce a spus Dumnezeu poporului? Să nu vă duceți după femei străine, pentru că ele vă vor târâ spre Dumnezei lor. Le-am mai spus un lucru, nu vă strângeți mare aver pentru voi. Chiar dacă Dumnezeu e bogat și te binecuvântează, nu strânge mare aver, pentru că inima să-ți fie la averile alea și nu să urmezi pe Domnul și nu să asculți Domnul. Nu strânge mare armată. Nădejdea ta să fie, Solomon, în Domnul Dumnezeu tău, nu în cai și în călăreți. Și așa a făcut băiatul la care și la cai și la garnizoane de numai. Oare asta este înțelepciunea lui Dumnezeu? Cum o deosebim? Care e înțelepciunea lui Dumnezeu și care e înțelepciunea aceea omenească, firească, drăcească? Pentru că vedem în viața lui un conglomerat, un amestec de înțelepciune de la Dumnezeu și un amestec de înțelepciune omenească. Cum le deosebim? Cum le extragem una din alta, să ne dăm seama? Foarte simplu. Veți cunoaște pomul după roadă, zice Domnul Iisus. Pomul bun face roadă bună. Ăsta e singurul criteriu după care te poți uita. Pomul bun nu păcătuiește, el merge spre sfințenie. Pomul rău găsește soluții păcătoase.
și a făcut tot felul de tratate, tot felul. Păi de ce să mă lupt, măi, cu ăștia, mă, ca să le iau averea? Ia să iau, mă, pe fata împăratului de nevastă și m-am ales și cu fata și cu averea și cu tot ce am și gata, mai am scăpat. Și am zice, o, băi, ce strateg extraordinar, cam așa se fac afacerile în ziua de astăzi, cu înțelepciunea omenească. Totuși este păcat acolo și neascultare de Dumnezeu. Deci vedem la împăratul Solomon un conglomerat de înțelepciune de la Dumnezeu și înțelepciune omenească, firească, drăcească. Suntem cu toți în aceeași situație, ce ziceți? Da? Abia acum înțeleg cum funcționează înțelepciunea lui Dumnezeu și de ce nu funcționează cum trebuie în mine. De ce nu o văd? De ce nu o văd? Trebuie să fac această disociere ca să mă duc spre înțelepciunea lui Dumnezeu și să renunț la înțelepciunea omenească, firească, drăcească. Ne ducem în Noul Testament, deschidem la darul Duhului Sfânt, 1 Corinteni, capitolul 12, și mergem la versetul 8. Până atunci am să vă spun, rămânem conectați pe înțelepciunea dumnezeiască, înțelepciunea spirituală. Din Scriptură, citind Scriptură și punând cap la cap mai multe versete, am observat că înțelepciunea lui Dumnezeu este de două feluri. Înțelepciunea învățată, prin cunoaștere, primesc o anumită cunoaștere și învăț înțelepciunea lui Dumnezeu ascultând. 2 Timotei 3:16 spune că tot cuvântul lui Dumnezeu este bun și de folos, da? Ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune într-o viață de neprihănire. Iar ajungem la elementul ăsta, de sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, pentru mine îmi dă înțelepciune de la Dumnezeu într-o viață de sfințenie. Și asta e înțelepciunea pe care eu pot să o învăț din cuvântul care mi este pus la dispoziție. Și am stat și m-am gândit, Doamne, cum pot să învăț? De exemplu, hai să iau un personaj de ăsta catastrofal, Balaam. Ce să învăț eu de la Balaam? Păi foarte simplu, dacă te duci pe text, ai o mulțime de lucruri care ți-a dat Duhul Sfânt și poți să le înveți. Păi unul, să nu fii ca el. Doi, Dumnezeu vorbește în orice vreme. Dacă vorbește printr-un măgar și Balaam nu aude, înseamnă că Dumnezeu vorbește în orice vreme. De ce spui tu că Dumnezeu nu mai vorbește? Trei, nu fi încăpățânat ca un măgar. Vine Psalmul 32 și zice, nu fi ca un catâr, că eu te voi călăuzi, îți voi arăta, dar tu nu fi încăpățânat ca un catâr care are nevoie de un frâu, de o zăbală. Ascultă, măi, omule, o grămadă de lucruri poți să învăț de la Balaam. De ce? Pentru că Dumnezeu îmi dă această înțelepciune prin Duhul Lui să extrag din cuvânt învățături adânci. Și asta este înțelepciunea învățată din cuvânt. Și mai este un fel de înțelepciune care vine la Dumnezeu, înțelepciunea prin revelație, prin descoperire, de la Duhul Său. Mie asta îmi place. Eu sunt săpător de ăsta, arheologic, îmi place să sap după tainele lui Dumnezeu, îmi plac mult tainele lui Dumnezeu, care sunt ascunse, fie în cuvânt, fie în lumea spirituală. Și zice cuvântul că Duhul lui Dumnezeu, zice, cercetează lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Hii, am o pilă. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cercetează inima lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este și în mine, cum pot eu să aflu ce este în inima lui Dumnezeu? Pot să primesc în Duhul meu taine din inima lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt poate să facă această conexiune. Cercetează și îmi descoperă mie, dacă îl rog. Dacă îl rog, dacă sap după ele. Și îmi plac mult tainele astea lui Dumnezeu și am ajuns la 1 Corinteni, capitolul 12, vă rog frumos. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Da? E clar, nu se comentează. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Hai să vorbim un pic despre această arătare a Duhului. Vreau să știți că fiecare dintre noi avem o arătare a Duhului care este din noi. Duhul Sfânt este în întregime în noi, El este o persoană,
nu poate fi segmentat, împărțit sau știu eu cum se gândesc alții. O persoană este întreagă, din cap până în picioare. Dar datorită umanității mele, a lipsei mele de înțelegere, de înțelepciune, a stării mele de păcat, prin doar anumite fațete ale Lui, care rodesc în mine și se arată din mine altora, ca să le slujească. Toate darurile astea care sunt, sunt în Duhul Sfânt și mi le dă El. Nu sunt ale mele și sunt arătarea Lui din mine către alții, ca să le fie lor de folos. Să-i ridice, să-i crească, să-i întărească și așa mai departe. Să-i conducă, să-i edifice, să-i mângâie dacă sunt zdrobiți. Și această arătare a Duhului de înțelepciune, zice, de pildă versetul 8, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință. Datorită aceluiași Duh. Și noi dacă vedem un om care vorbește fain, bă, fratele ăsta are Duh de înțelepciune. E greșit. Duhul de înțelepciune nu e al meu, este Duhul Sfânt din mine. Eu n-am niciun Duh de înțelepciune. Dacă eu aș fi dezbrăcat de arătarea Duhului, aș fi groaznic de urât. Niciunul nu v-ați putea uita la mine. Ați vedea umanitatea mea în toată rușinea ei. De aceea ne uităm rău, greșit, la ceea ce izbește ochii. Vedem un om care lucrează călăuzit de Duhul și punem omul foarte sus. Uai, ce tare e ăsta! Nu! Ce tare e Duhul Sfânt! Dacă m-aș dezbrăca de orice arătare a Duhului, aș fi zero absolut în fața tuturor, n-ați dat doi bani pe mine. V-ar fi rușine de rușinea mea. Și așa suntem toți. De există o arătare a Duhului în fiecare dintre noi. Pentru frații noștri să-i zidească Dumnezeu. Și hai să ne uităm iară la termeni, că e foarte important. Zice, de pildă unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Deci eu n-am Duh de înțelepciune, ci vorbirea despre înțelepciune. Altuia, vorbirea despre cunoaștere. Vedem că sunt date iarăși așa împreună cumva. Păi cum fac deosebire, frate, care e vorbirea despre înțelepciune, care e vorbirea despre cunoaștere? Hai să o lămurim și pe asta repede. Eu reușesc să le deosebesc în felul următor. De ce spun eu? Pentru că este înțelegerea mea. Nu fac o dogmă din asta. Puteți fi de altă părere. Vorbirea despre înțelepciune este când Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește mie despre un cuvânt care s-a întâmplat în trecut, să zicem, în Scriptură. Și pentru că este plin de taine și în Scriptură nu este scris amănunt cu amănunt, unele lucruri mie îmi creează probleme în înțelegere. Și zic, bă, cum e posibil? Ce s-a întâmplat acolo de fapt? Și vine fratele Mugurel la mine și, băi, Surine, ia să-mi spui tu mie, cum mă întreabă el așa, îmi place, prietenul meu, ia să-mi spui tu mie, de ce l-a îngropat Domnul pe Moise și nimeni nu știe unde e mormântul lui? Din ce știam eu, că nu mi-am pus problema atât de adânc, dar am trecut prin ea, am zis, ok, pentru că satana cumva voia să înșele poporul. Și a ales să facă lucrul ăsta, Domnul să-l îngroape să nu știe niciun om. Atunci el zice, pentru că poporul era idolatru și a căzut în idolatrie de multe ori. Și cum ar fi fost ca tot poporul să se închine la mormântul lui Moise? Cum facem noi astăzi, românii? Ok, și am stat și m-am gândit. Ok, ăsta este cuvânt de cunoștință, pentru că îmi descoperă ceva care s-a întâmplat în trecut și mi-aduce o lumină deosebită acelui lucru și eu cunosc mai mult despre Dumnezeu. Și el a citit undeva un articol care omul ăla, sau ai descoperit-o? Ești tare, mă. Like. Da? Și a venit și m-a luminat și pe mine cu cunoștința lui. Care mi-am pus atâtea probleme la chestia asta? Asta e cuvânt de cunoștință. Dar cum e cuvântul de înțelepciune? Cuvântul de înțelepciune îmi dă o soluție pentru acum, că am nevoie de un răspuns, sau pentru viitor. Un alt exemplu, să zicem, de cuvânt de înțelepciune.
Fapte 15, Consiliul din Ierusalim, s-au întâlnit că era acolo o problemă. Toți aveau Duhul Sfânt și erau cam încurcați. Mă, ce interesant, nu așa se rezolvă lucrurile cu Duhul Sfânt, imediat, pac, 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 pac. Nu, vedeți, înțelegerea omenească trebuie să urmeze Duhul Sfânt. Și ca să ajungi la înțelepciunea și priceperea aia, trebuie să te sfătuiești, trebuie să ai, să guști, să compari, să vezi, măi, unde ne duce Duhul? Nu doar unde îl duce pe unul cap. Și ce conflict era acolo? Evreii care se întorseseră la Domnul au zis că neamurile care se întorc la Domnul trebuie să se taie împrejur ca evrei. Și acum problema era să-i punem pe ea să se taie împrejur, să nu-i punem. Era un conflict, era o problemă. Stârnea controverse sociale. Se ridică și Petru în consiliu și spune, fraților, vă spun din experiența mea, Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și neamurilor. Clar vă zic, am trăit-o eu, evreu, predicând în casa lui Cornelius. Deci clar, indiscutabil. Și la sfârșit, înțeleptul Iacov se ridică și spune, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, ca să nu mai punem altă greutate peste neamuri, decât să se ferească de păcat, de sânge, de dobitoace sugrumate, de curvie, de închinare la idoli. Undeva omul ăla a primit în mintea lui cunoștința aceasta, cuvânt de înțelepciune. Băi, ce facem după toate astea? Asta este decizia. Nu mai punem nicio greutate, nu-l punem pe niciunul să se taie împrejur, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al tăierii împrejur, ci al nașterii din nou, al tăierii împrejur al inimii, și nu mai împovărăm pe oamenii ăștia. Cuvânt de înțelepciune, dat pentru o situație care era atunci sau pentru viitor. Amândouă sunt din descoperirea lui Dumnezeu, sunt daruri de cunoștință. Dacă se fac o deosebire, eu așa le pot deosebi. Cuvântul de cunoștință îmi descopere ceva ce a fost în trecut și mă edifică asupra unor profunzimi din cuvânt, și cel de înțelepciune îmi vorbește pentru acum, am nevoie o soluție, acum, acum îmi trebuie, acum, Doamne. Deci vedem că înțelepciunea lui Dumnezeu este foarte diversă, este nespus de felurită, așa cum a spus cuvântul, și că este o arătare a Duhului din noi. Acum, poate că pe unii v-am plictisit, poate că pe unii v-am pierdut cu atâtea versete și atâtea explicații. Știu că e greu să te concentrezi la o predică. Vă mulțumesc că ați fost tare răbdători. Și mă gândesc, măi, când spui și tu ceva acolo la oamenii ăia, și așa uită tot. Cum pot să mai ține minte o săptămână, două, tot ce ai zis? Sau măcar o frântură din ce ai zis? Și am o povestioară, vedeți, Domnul Iisus își instruia ucenicii, era un mare povestitor Domnul Iisus. Era genial în povești. Eu cred că toate poveștile alea care le-a spus, pilde, nu știu ce, le-a inventat ca să-i facă pe ăștia să înțeleagă niște lucruri. Și am și o povestioară acum la sfârșit. Mai zâmbiți un pic. Zice că era un împărat care avea doi fii. Și pentru că îmbătrânea, deja se gândea cu grijă pe care dintre ei să-i lasă pe tron. Și a zis, cu siguranță am să las pe cel mai înțelept. Dar cum se descoperă care e cel mai înțelept? Le dau un test. Cheamă pe cei doi fii la el și spune, am să vă dau fiecăruia câte un bănuț. Care dintre voi reușește să cumpere cu un bănuț ceva atât de mult încât să umple toată sala tronului? Ăla e cel mai înțelept și va rămâne pe tron. Primul se gândește, oare ce-o fi așa de ieftin ca să pot cumpăra așa de mult încât să umplu sala asta așa de mare? Și cu un bănuț se duce și cumpără paie. Și umple o parte din sala tronului pentru că n-a ajuns. Celălalt se gândește, mă duc să cumpăr o lumânare. Duce și cumpără o lumânare, o aprinde și lumina aceea luminează toată sala tronului. Evident că a fost ales cel mai înțelept. Nu. Așa este înțelepciunea. Ceva disprețuit de oameni, un bănuț. Parcă nu de dorit. Ceva ascuns, dar care dacă are sclipirea lui Dumnezeu și se aprinde, luminează toată sala tronului. Și când vorbesc despre sala tronului, vorbesc despre sala tronului inimii mele. Aia are nevoie să fie luminată de sclipirea lui Dumnezeu.